Lovitură dură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care susține guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divorț cu UE convenit de șefa guvernului cu Bruxelles în votul cheie de săptămâna viitoare, a declarat marți seară unul dintre parlamentarii săi. Partidul Democratic Unionist își exprimă nemulțumirea față de așa numita prevedere, plasa de siguranță a acordului, care va alinia Irlanda de Nord mai strâns cu UE decât restul Marii Britanii dacă nu se va găsi o altă cale de a evita o frontieră dură cu Republica Irlanda. Partidul meu se va opune acestui acord așa cum a fost prezentat din cauza faptului că noi credem că a lăsat Irlanda de Nord într-o poziție constituțională vulnerabilă, indiferent de asigurările pe care le-am primit, a declarat deputatul Paul Girvan în cadrul dezbaterii din Camera Comunelor privind acordul de Brexit. Dezbaterile din Parlamentul Britanic privind acordul de Brexit au început luni cu un discurs al premierului Theresa May. Votul final asupra acordului de ieșire din UE a Marii Britanii va avea loc pe 11 decembrie. Din cauza Brexitului, Londra va pierde până la 800 de miliarde de euro în favoarea Frankfurtului, în condițiile în care băncile își transferă afacerile în alte centre financiare. Cele 800 de miliarde de euro transferate din Londra sunt active precum numerar, stocuri și cheltuieli preplătite.